Și am plecat din Islanda. M-am săturat, nu mai. Dacă tot biletul de avion a fost gratis, vă pot și o să vă zic și vouă cum să obțineți niște bilete de avion gratis. Ziua 1 de la mare. Am ajuns aici la restaurant. Super frumos. Să vedem unde unde ne așează. Ce mobilă nouă. Așa, Sahi Barman. Ai cu apă, arriva la... Aca, dami apa de la villa. Bun. Și piesa de rezistență. Au! Au, au, au! Super tare! Bine v-am regăsit la un nou vlog cu The Man Drive. Astăzi sunt în aeroport și am plecat din Islanda. M-am săturat, nu mai, gata. I-am făcut bagajelul și am plecat în altă țară, mă mut. Și nu vă mint, mă mut pentru 2 zile în Italia. Mă duc la căldurică, că dacă tot biletul de avion a fost gratis, vă pot și o să vă zic și vouă cum să obțineți niște bilete de avion gratis. Să știți că se poate. Important e să aveți părinți în viață. Și când îi se face dor de voi, o să vă plătească biletele de avion. Așa cum am pățit eu. Am sunat într-o dimineață. Ce faceți? Nu știu ce, bla bla bla. La muncă, ca de obicei. Păi ne e dor de voi. Mă, iau. Păi 15, ce faceți? Eu nu știu ce fac mâine, nu știu ce mănânc mâine, nu știu încotro mă duc mâine. Și faci că, păi nu vrei să, nu vrei să veniți în Islanda, în Italia? Pe 15? Păi pe banii tăi cum nu vin eu? Da, mi-au eu avionul și pentru zi vin, nu-i problema. Vin, vă pup și mă întorc înapoi, beau o cafea și mă întorc înapoi. Și, bineînțeles, am cumpărat biletele, 377 de euro, 3 persoane, dus întors, Keflavik, Roma, Roma, Keflavik. Plec sâmbătă pe 15 și mă întorc marți pe 18. Am 2 zile de stat, duminică și luni. Numai bine, mâine mă duc la plajă, mă duc la mare, mă să mă bronzez. Și a venit și juniorul. Și bineînțeles, cam asta o să fie în vlogul de astăzi. Drumul spre Italia și ce fac eu 2 zile în Italia. Nu? Nu? Ce facem? Mergem mâine la mare? Da! Yeah! Mergem la mare să ne bronzăm? Yep! Și facem baie în ocean? Yep! Bine! Și cam asta e. Mi-a luat o cafeluță. Acum soția s-a dus să ia ceva de mâncare. După care o să ne îndreptăm către îmbarcare. În aproximativ 8 minute arată și poarta. Mm-hmm. Nu? Da. Mergem? Mergem la mare? La soare? Fetițele sunt goale, na na na. Și... Mamă mie. Tu stai cu mami? Mamă, și ce cald e? Trebuie la parturi, de partențe de parturi, trebuie să zici încolo. Înțelegi? Faci la dreapta. Da? Și că ai terminat, dar trebuie să te uiți exact la pe ce terminal. Terminal 1 sau terminal 2?
trebuie să vă uitați, da. Și aici, dacă vrei, poți să ieși afară la țigară. De ce sunt toți așa? Ce? De exemplu, așteaptă, ăștia sunt un fel de taximetriști privați. Înțelegi? Și așteaptă pe cineva să vină. Vine și au numele și fiecare își caută numele pe hârtie. Și în caz de ceva, a ajuns și Crocariciu. Așa. Dar și mai, ți-a zis eu că... Ți-a zis eu, nepotul, că restul... Bună dimineața, ziua 1 de la mare. Astăzi o să tragem un pic pe dreapta. Azi noapte am băut până pe la 1 și ceva. Azi ne odihnim la soare, la 30 de grade. Frumos, frumos. Frumos la mare, mai venim. Nu știu când, oricum cu siguranță anul ăsta nu. De acum ne randim acasă, după care o să mergem la un restaurant chinezesc să mâncăm, să vedem ce au de haleală pe acolo. A făcut cum nățelul meu rezervare mare aici. Sper că m-am bronzat, nu știu sigur. Continuăm. Relaxare. Azi n-am făcut nimic decât am băut și am stat. Ne-am echipat. Doamna mea închide poarta. Mergem până la un magazin, la un Carrefour, cred, de cumpărat ceva, după care o să mergem la restaurantul chinezesc. Sunt 36 de grade, făcând excepții de la becul aprins în borc. Bă, da, cald e vă măcavaș. După atâți ani petrecuți prin Islanda cu frigurile alea, și dăm la plimbare. Doamna, buongiorno. Buongiorno, bella vita. Buongiorno, Italia. Buongiorno, un cazzo. Am fost aici la un mall. Dacă vedeți în zona asta. Cu toți voi firați ai dracu, dar de lepri ordinarii. Bă, parcă s-a căcat pentru o lună. Nu... Ce mi-a murdărit parbrizul? Pentru o lună parcă zici că s-a căcat. Al dracu, mă, pescăruș. Am ajuns aici la restaurant. Super frumos. Să vedem unde, unde ne așează. Suntem destul de mulți. Uitați ce frumos. Nu după partea asta aici. Foarte frumos. Ce fac? Practic, astea sunt suspendate. Și acolo este apă. Foarte frumos. Adică să mă uit pe unde e cald. Că mă rup de pe aici. Începem cu prima porție, niște paste cu bețe. Că nu știu să le folosesc. Aici avem niște paste, fetele sunt aici. Băieții sunt aici. A venit și ăsta. Nu știu ce acolo. Au comandat băieții. Nici nu se șprinzi din ea. Uite, ce mai vine. Asta vii, tot a ta? Nu, 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 la toți acolo. Ah, bine, grație. Nu, nu, încă una. Așa. Perchet, mai acolo, duie era. Ia-mi. De focul la răgaz. Începem. La fete încă vine mâncare și mai vine. Încă mai vine. Bă, vine înapoi, mă! Bă! Așa, câte mâncare au fetele și încă mai vine. Scuza. Mai venit asta, nu știu ce e. Și cu asta, și cu aia. Și asta. Bă, nu știu ce a pus în asta. Hai, poate am transpirat. Bă, picant. Mamă, ferească Dumnezeu. Mai pot respira. Mai venit și niște gamberi din ăștia sau creveți.
cu nuci. Escobar e ăștia zbutat. Gamberi cu nuci? Da, au dat la buci sau? Da. Mai vine asta? Mamă. Nu știu. Știam că prima dată treia la chinezi cu asta, în cinele. Deci haideți să mergem la baie. Bă, băiatule, ce vorbiți, tata? Frumos. Ia uitează, ce toaletă mișto. Aoleu, foarte frumos. Super. Aici avem bară, restaurant, locuri de mâncat. Foarte frumos. Scuza? Ia uitați ce frumos e. O minunăție. Au! Au, au! Unde sunt pești, mă? Au! Super tare! Să nu... Să mă uit la cameră și să mă împiedic pe aici, să mă rup gâtul. Foarte frumos. Și trebuie să țineți cont de o chestie. 29 de euro de persoană. Da, 29 de euro. Mănânci cât poți și ce vrei. Și piesa de rezistență. Au. Au, au, au. Super tare. Foarte fain. Da? Și cu roșii. Da? Mă, eu nu mai vreau, ia! Mă! Asta e doar din partea casei. Eu oricum mai pot să mănânc. Cătălin, te rog frumos! Asta este locația Good Sushi, Roma. Puteți să veniți aici să încercați o mâncare foarte bună. Cam asta este clădirea. Oricând, la orice oră se încheie. Stați așa. Se încheie și prima zi la Roma. Ieri a fost doar un pic de zi, că am ajuns la ora 7 seara. Mai am și mâine, după care mi-au zborul înapoi către Islanda. Ne vedem mâine dimineață. Ah, păi nu s-a terminat seara încă. Am venit aici la Moho. Nu știu ce e, dar e superb. Superb, superb. Mai băgăm un copul, ceva. Un rachiu. Bună dimineața. La cafea. Tot familia aici. Primul cafeluță și după aia vedem ce mai avem de făcut. Ce facem azi? Plimbare. Vrei la mall? La mall. Mergi la mall. E grea dimineața asta. Avem o cafeluță aferentă, arefentă eram să spun. Așa? Un corn mai mic, un corn mai mare. Da. A fost noapte lungă, mi s-a descărcat și bateriile la GoPro și n-am avut niciuna de rezervă cu mine. Asta e treaba. Nu găsește kebabul din meniu. Si, grație. Are de toate. Cam așa arată kebabul. Oficer nu face scandal acum la... Am cazuie. Pentru 8 euro, nu e rău. Și vine la pachet și cu o chiflă de genul ăsta.
Băi, bun rău. N-am ce să doară din toate, tot ce vrei. Kebab se numește Ciro Kebab. Deci am Ciro Kebab. Băgați asta pe Google Maps dacă vreți să vedeți.